Președintele Consiliului Județean Constanța a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că are acordul procurorilor să plece să-și rezolve problemele medicale în Statele Unite. Cu toate acestea, el trebuie să informeze anchetatorii de fiecare dată când vine sau pleacă din România. Nicușor Constantinescu a primit vineri dimineață vestea că Direcția Națională Anticorupție a extins cercetările în dosarul său de abuz în serviciu. În dosarul 215/2013, în care sunt inculpat eu, Constantinescu Nicușor Daniel, ca președinte al Consiliului Județean Constanța, și ai sunt inculpați directorul Direcției Juridice, Administrației Publice și Juridice a Consiliului Județean Constanța, domnul Țițimeaua Ionuț, este de asemenea doamna directoare generală economică Tăicuțu Felicia, este domnul director Pârvu, este domnul inginer Simion, domnul inginer Vlăduca, domnul arhitect șef Cenușă Titi. Noi suntem grupul infracțional în viziunea DNA-ului. Și RHDP-ul, domnul director Gâmbuțeanu și încă trei persoane. Președintele Consiliului Județean spune că dosarul vizează toate hotărârile care se găsesc în raportul Curții de Conturi. O parte din ele s-a dispus măsuri administrative și Consiliul Județean Constanța, o parte din ele le-a îndeplinit și la întrebarea Curții de Conturi s-a permis ca până pe 30 mai să se prelungească termenul de verificare din partea Curții de Conturi a aducerii la îndeplinirea programelor și în paralel cu o altă parte dintre ele suntem în instanța de contencios administrativ, urmând să ne judecăm. Nicușor Constantinescu s-a arătat indignat și de modul în care s-au efectuat perchezițiile atât la domiciliul său, cât și la Consiliul Județean și sediul RHDP.